Momente de panică în cartierul Constanțean Palace. Liniștea orelor de amiază a fost bulversată de o explozie produsă într-un apartament de la parterul unui bloc aflat pe strada Bradului, în apropierea secției 4 de poliție. Ajunși în scurt timp la fața locului, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu ce risca să se extindă. Explozia a fost urmată și de un incendiu minor în bucătărie. A fost lichidat cu rapiditate. Din nefericire au fost afectate ușile tuturor apartamentelor din bloc. Când au intrat în apartamentul devastat de explozie, pompierii au găsit o femeie rănită, aceasta fiind transportată imediat la Spitalul Județean din Constanța. La fața locului au găsit o persoană, o femeie de aproximativ 77 de ani. Aceasta a fost transportată de ambulanța Serviciului Județean Constanța la Spitalul pentru Servicii Medicale de Specialitate. Explozia a fost atât de puternică încât suflul său a afectat și ușile celorlalte apartamente din bloc. Mai multe persoane s-au autoevacuat din imobil, în timp ce 10 oameni au fost evacuați de pompieri. Mai mult decât atât, două autoturisme din apropierea balconului au fost afectate, geamurile acestora fiind sparte. Conform primelor concluzii trase de pompieri, cauza producerii exploziei este acumularea de gaze.